5 vedete TV din anii 2000 care nu mai sunt printre noi. Andrei Gheorghe a fost unul dintre cei mai mari oameni de radio și televiziune pe care i-a avut țara asta. De numele lui se leagă emisiuni ca Midnight Killer de pe Pro FM sau Lanțul Slăbiciunilor de la Pro TV. Ioan Ghiuri Pascu a fost un celebru cântăreț și membru al grupului de umor Divertis. Nu puteai să nu râzi când apărea el la televizor. Sper că acum el râde cu gura până la urechi, oriunde ar fi. Mărioara Murărescu este creatoarea celebrei emisiuni de la TVR Tezaur Folcloric, în care căia s-au lansat atât de multe vedete din muzica populară, precum Sofia Vicoveanca sau Maria Dragomiroiu. Cristian Țopescu a fost cel mai mare comentator sportiv din România. A comentat campionate mondiale și europene de fotbal, olimpiade, campionate de patinaj, toate sporturile posibile și imposibile. Gheorghe Dinică a fost un celebru actor român, cunoscut pentru rolurile sale memorabile din Revanșa, Secretului Bacus, Crucea de Piatră sau Filantropica. În anii 2000 a început să joace în telenovelele produse de postul Acasă TV. Premiera de jigodie asta mică și stricată, de scursura asta, de gunoi asta de cartier. Bă, tu pe mine nu mă... Ura cățăcos! Vă, Emilă, v-am luat banii.